ne-am îmbolnăvit cu toți, cu mari, mari emoții. Ce să zic, început ce e bun, că am câștigat și am arătat foarte multe lucruri bune în atac și ne-am apărat atacând, adică asta e cuvântul de ordine, că în rest, da, mare dezorganizare în apărare, mă înfugea gândul la meciul cu Germania, cred că și mulți dintre comentatorii făcea paralela asta, ce o să facem cu Germania dacă arătăm fragilitatea asta în apărare cu Macedonia. Da, exact. Inexplicabil și vă auzeam că spuneați acum de relaxare, măcar dacă era relaxare, dar mi-e teamă că e dezorganizare. Dar, repet, până la urmă e bine că am câștigat, ce să zic, pentru că așa ar trebui să scoatem în evidență lucrurile bune și au fost lucruri foarte, foarte bune de la mijloc. Păi hai să le expunem așa pe rând. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Hai să vorbim întâi de lucrurile pozitive din Jocul Național la acest debut în campanie. Mi-a plăcut ruperea de ritm, tehnica asta în regim de viteză, mobilitate foarte mult, cam ce vedem și în campionatul nostru la FCSB, dar aici a contribuit sigur și Mihailă și la jucători care deja joacă afară acum. Adică un joc așa tineresc, un joc rapid, cu foarte greu de contracarat, de orice apărare. Când ai de-a face cu jucătorii tehnici, mobili, care atacă poarta cu toate liniile, e foarte greu și s-a văzut, iată, că am reușit să marcăm multe goluri. Dar pe pierderea balonului, în apărare, mari probleme, ce să zic. Mihailă, cum ți s-a părut că a intrat în meci după accidentarea lui Coman? A fost senzațional, extraordinar. A fost o formă foarte mare arătată. Mă bucur tare că a marcat și îi va da curaj, putea să mai marcheze. Un pericol permanent pentru apărarea adversă, un mare câștig pentru echipa națională. Am fost salvați până la urmă de acel gol al lui Yannis Hagi din final, însă nu știu, personal eu nu am înțeles acel gest pe care l-a făcut Yannis. Părea că duce un război cu cineva, nu-mi dau seama cu cine, pentru că în tribune nu erau spectatorii. Nu știu cum ți s-a părut ție acea descărcare emoțională a lui Yannis. Da, de obicei mă uit la detalii, dar acum n-am sesizat și să știți că de regulă e adevărat, jucătorii când marchează și aduc aminte și de anumite lucruri negative și încearcă să exprime într-un fel, dar n-aș miza foarte mult pe treaba asta. E important că a marcat și pentru el este în premieră, gol a fost acolo unde trebuia, foarte inteligent, a tras printre picioarele adversarului și el este un câștig, iată că marchează primul gol pentru echipa națională. Sunt foarte multe lucruri bune, dar pe toți ne-a dezechilibrat sfârșitul ăsta sau partea defensivă. Da. Asta nu ne place, mai ales că știm cu toții ce urmează. Un meci cu o mașinărie de fotbal care astăzi a câștigat cu Islanda, da. 3-0. Exact. Nu știu ce vom face, dar eu sunt convins că te vor bucura vreo câteva minute doar în seara asta și tot Mirel se va gândi foarte atent la abordarea pentru meciul următor. Eu știu că ăsta e profilul lui. Și pe de o parte îmi place treaba asta, că nu se bagă în apărare și atacă, dar spiritul ăsta așa tineresc la seniori este un pic mai complicat, pentru că ai de-a face cu jucători cu experiență care te articulează imediat. A mai fost și faza aia când au fluierat offside, ai putea să ne mai marcheze. Adică, efectiv, exact. Aveam impresia că la fiecare fază era pericol. Asta nu e bine deloc. Mie mi-a adus aminte finalul ăsta de meci cu ce am trăit în amicalul cu Belarus de acum câteva luni, când la fel am avut un avantaj liniștitor, după aceea am primit așa vreo 3 goluri în decurs de 10 minute sau 15 minute. Asta nu e deloc bucurător pe termen lung pentru naționala noastră. Aici cred că are și el de lucrat. Asta e profilul. Dacă se întâmplă treaba asta repetată în mai multe meciuri, e clar că asta este filozofia lui de fotbal. Dar eu cred că învață de fiecare episod de acest gen și peste toate discuțiile, e foarte important rezultatul, mai ales când debutezi într-o asemenea campanie. Stanciu, cum ți s-a părut? Era omul momentului, era cel mai în formă jucător al nostru. Okay, cum ți s-a părut asta? Ți se pare că a fost folosit în poziția corectă? Îl vedem la Slavia jucând altceva. Da, e adevărat. N-a avut realizările pe care le așteptam. A jucat un pic mai defensiv, că nici n-avea unde să mai joace mai în față. Nu e genul care să
cum să zic eu, să își aducă un aport senzațional pe faza de apărare, dar el strânge bine pentru că aleargă și cred că a fost bună idee pentru că aveam nevoie de foarte multe mingi pentru jucătorii din atac și ne-am folosit de tehnica lui pentru că faptul că am avut un ritm atât de bun de acțiuni ofensive este și datorită faptului că atât el cât și Răzvan Marin sunt jucători foarte tehnici care mai degrabă sunt mijlocași decât da. S-ar apăra. Poate și de aici vine fragilitatea asta, că dacă ne uităm un pic, nici nu prea sunt jucătorii care, eu știu, să aibă profilul ăsta defensiv în afară de fundaș și cam toată lumea e pe atac. Era poate normal să avem probleme pe fața defensivă. Crezi că Rădoi ar trebui, Narcis, să schimbe mult în perspectiva meciului cu Germania de duminică, în perspectiva acelui șoc? Ar trebui să vedem multe schimbări în primul 11, să vedem pe altcineva de pe care astăzi a fost pe bancă, de exemplu Pușca și în locul lui Cheșeru. E un exemplu primul care mi-a venit la îndemână. Da, e posibil să facă schimbări și poate e indicat, fiind de multe meciuri, profilul adversarului este altul. Într-adevăr, Cheșeru l-a marcat și asta se așteaptă de la un atacant, dar în principiu, eu cred că abordarea, că trebuie să fim un pic mai atenți, mai concentrați, eu sunt convins că în mod natural vom fi mai atenți. Îți dai seama că te trezești adversarul, dar hai să plecăm cu o notă pozitivă. Adică am câștigat, eu chiar în zilele acestea făceam un pronostic, ziceam că cred că vom vedea 6 puncte la tineret și 6 puncte la echipa mare. Suntem în grafic, da. Chiar la tineret nu mă așteptam să facem egal. Eu zic că e bine, dacă batem în Armenia, atunci avem 6 puncte, măcar. Ai sărit rapid peste meciul cu Germania. Păi mi-e teamă de Germania, aș fi exagerat să zic că îmi trag mari speranțe, dar nu se știe niciodată în fotbal. Este bine că am câștigat ce era de câștigat, adică punctele noastre de acasă, că mai departe e la nivel de miracol așa să facem rezultat bun cu Germania. Da, o ultimă întrebare mai am pentru tine, Narcis. Realist vorbind, ce șanse crezi că avem în această grupă? Excludem Germania, ok. Unde crezi tu că vom fi poziționați la final? Cum ai simțit naționala astăzi? Cum simți, nu știu, nivelul celorlalte echipe din grupă? Nu știu ce să zic. Undeva în locul 2-3, acolo ne este locul. Nu cred că putem mai mult și nu vreau să mă gândesc că ne ducem mai jos. Ar fi foarte bine dacă am fi pe locul 2. Adică, cred că ar fi o performanță bună, ținând cont de fenomenul fotbalistic din România, că luăm toate. Adică e prea mult să ne gândim că suntem peste nemți. Eu cred că ar fi exagerat să facem pronostic de genul ăsta, dar în rest nu sunt echipe de neînvinți și mai mult sau mai puțin suntem pe acolo, ceea ce privește valoare. Deci eu cred că ar fi o performanță excelentă dacă am terminat pe locul 2 în această grupă. Nu știu dacă asta presupune și șanse la calificare, da. Dar cel puțin ne facem treaba așa cum trebuie și creștem și jucători, pentru că dincolo de ce spuneam, lucruri bune și lucruri mai puțin bune, mie îmi place că sunt foarte mulți jucători tineri, dorici de afirmare, care parcă nu au barierele psihologice pe care le-au avut generația trecută. Adică partea asta ne induce ideea că marja de progres este mult mai mare față de trecut și putem să revenim ușor, ușor într-un grup de echipe mai bune, naționale.